Al patrulea mag. Trei magi, urmărind steaua minunată, au ajuns la peștera din Betleem, la timp cât să dea în dar noului născut, care va aduce bucurie întregii lumi, împăratului a toată făptura, sfântului lui Dumnezeu Mântuitorului, aur, smirnă și tămâie. Prin aceste daruri au salutat nașterea lui Isus din Fecioara, aducând cu ei de departe, tocmai de la capătul pământului, considerația și dragostea tuturor neamurilor pentru Fiul lui Dumnezeu, Cel care a devenit izbăvitorul. Se spune însă că a existat și un al patrulea mag în afară de Baltazar, Gaspar și Melchior. Iar acesta a plecat mai târziu și, neputându-se orienta după steaua minunată, a rătăcit calea astfel că a ajuns prin alte locuri cu mult mai departe de ținta sa. Abia după 30 de ani ajunse și el la Ierusalim, unde ar fi auzit că propovăduiește Mântuitorul. Pe drum, acest al patrulea mag a cheltuit cele trei pietre prețioase pe care le pregătise pentru Isus. Una dintre perle a dăruit-o unui bătrân zdrențuros și flămând care trăia în apropierea unui han. Cu a doua perlă a răscumpărat o fecioară care urma să fie batjocorită de niște soldați, iar cu cea de-a treia i-a plătit pe oamenii lui Rod ca să nu ia viața unui copilaj de doi ani a unei evreice în vremea când tiranul a dat ordin ca toți pruncii să fie omorâți. Obosit, murdar și zrânțăros, așa a ajuns în fața Mântuitorului, care tocmai fusese pus pe cruce pentru a fi răstignit. El a privit cu durere la cel pentru care bătuse atâta drum în atâta amar de ani, nevenindu-i să creadă că acesta este condamnat la moarte. Îndrăzni să se apropie de cruce și spuse cu rușine, să mă ierți, Doamne, că am venit cu așa mare întârziere, iar nu atunci când te-ai născut în peștera Betleemului și să mă ierți că am venit fără să am și darurile cu mine. Adevăr grăiesc, spuse Mântuitorul, ca omul trebuie să și ceară iertare pentru faptele rele, dar tu numai fapte bune ai făcut și să mai știi că cele trei perle pe care mi le-ai adus mai mult valorează decât darurile pe care mi le-au adus cei trei magi. Auzind aceasta, se miră că Mântuitorul știa de cele trei perle pe care el le cheltuise pe drum și obosit fiind de atâta peregrinare și zbuciu puse capul pe o piatră și adormi acolo într domnul chiar sub crucea lui Isus dându-și sufletul povestire inclusă în cartea nestemate duhovnicești volumul 1 editura cristinput 2010